Încet, dar sigur, roșiile românești dispar de pe tarabe. Programul care încuraja agricultorii să cultive roșii s-a ofilit. Dacă pentru roșiile timpurii au primit totuși o subvenție, chiar dacă nu completă, pentru cele plantate în toamnă nu vine niciun leu. Există totuși producători ca doamna Gabără Mărioara care va continua cultivarea, dar pe suprafețe mult mai mici din cauza lipsei finanțării. Programul Tomata s-a ofilit, iar producătorii nu vor mai primi subvenții. Sunt puțini producători care vor continua cultivarea roșiilor, cel puțin ciclul întâi, din cauza lipsei finanțărilor. Doamna Gabără Mărioara a început programul Tomata alături de soțul său, iar acum, din cauza lipsei unui sprijin din partea statului, aceștia sunt nevoiți să cultive pe o suprafață mai mică, întrucât costurile sunt mari. Programul Tomata s-a ofilit. Ce veți face de acum înainte, ținând cont că nu o să mai primiți subvenții? O să cultivăm o suprafață mai mică, s-ar putea la jumătate. Și numai ciclul 1, ciclul 2 nu ne mai permitem, că se cheltuie foarte mult, a apărut un dăunător tuta sau molia minieră și din cauza lui se compromite în 3 zile cultura 100% și nu ne mai permitem să mai punem ciclul 2. Deci ciclul 1 o să continuăm cu jumătate din suprafață ce am cultivat anii trecuți. Dacă nu se mai finanțează, o să mai mergem, dar pe suprafețe mici. Pentru că nu ne permitem, sunt cheltuielile foarte mari. Noi, de exemplu, avem 100 și ceva de kilometri până la prima piață de desfacere. Și vă dați seama că un sfert din cantitatea de venin cu ea o dăm la transport. Nu ne permitem. Dar o să mai continuăm, că nu avem de ales. Pe altceva nu putem să... nu avem altul venit. Un alt producător este domnul Ciobanu Dumitru, care a primit finanțare pentru cultivarea roșiilor prin programul Tomata. Însă, acum, fără niciun ajutor din partea statului, domnul Ciobanu încearcă să diversifice plantația, agricultura fiind singurul său venit. Mai continuați plantația sau nu? O să continuăm dacă o să fim ajutați, pentru că 10 ani e mult, numai roșii, numai tomate. Dacă nu să fim ajutați, și așa ne-au ciupit din 3.000 de euro promis și au dat 2.000, o să diversificăm, altă soluție nu avem, pentru că la piață nu poți să vii numai cu tomate pe masă. Ministerul nu a mai găsit bani să încurajeze pe producătorii ca domnul Ciobanu să planteze și să vândă roșii bio și în sezonul rece. Asta după ce în vară le-a dat un ajutor de 2.000 de euro în loc de 3.000 de euro, așa cum promiseseră. Pentru a doua etapă a programului, agricultorii nu mai primesc niciun leu.